Într-adevăr, după nici 3 luni de zile, conducerea PSD Rădăuți a considerat că a făcut o expunere puierilă de motive, încercând să propunându-mă să mă fiu exclus din cadrul partidului PSD, în speranța că îmi voi pierde sprijinul partidului și implicit funcția de consilier local. Eu totuși tind să am încredere și am toată încrederea că Organizația Județeană Suceava va analiza foarte corect această decizie la nivel local, pentru că, după cum ați spus și dumneavoastră, acum 3 luni de zile, unul din pionii principali care vorbea despre fonduri europene și care asigura viitorul municipiului Rădăuți și atragerea de fonduri europene pentru următorii 4 ani eram eu. Se pare că în aceste 3 luni de zile s-au schimbat foarte multe. Ideea e că, într-adevăr, la Rădăuți de regulă se întâmplă lucruri atipice. După ce domnul Nistor Tătar a pierdut 4 tururi de scrutin, adică alegerile prezidențiale, europarlamentare, alegerile locale și chiar și alegerile la Consiliul Județean, la parlamentare acum din de anul trecut. Dacă, de exemplu, la Suceava domnul Ioan Stan a câștigat alegerile, e bine, la Rădăuți, datorită conducerii biroului politic local, alegerile au fost pierdute. De regulă, chiar și într-un meci de fotbal, dacă îmi permiteți să fac această asemănare, în spectrul fotbalului, dacă un antrenor vine și aduce jucători de la Brașov, de la București, de la Timișoara, iar joacă un meci și pierde acel meci, de regulă se schimbă antrenorii, nu jucătorii. Se pare că la noi se întâmplă invers. Tot perpetuăm aceste greșeli ale lui Nistor Tătar, pentru că dacă este să analizăm situația din ultimii 3 ani de zile, Nistor Tătar l-a exclus pe Bogdan Loghin din PSD, iar acum la alegerile locale Bogdan Loghin a câștigat primăria din partea altui partid, ceea ce este o defavoare foarte mare pentru organizația locală. Practic, ce vi se reproșează? Noi în anul trecut am votat alegerea viceprimarului, deși după constituirea Consiliului Local, în mod firesc se procedează și la stabilirea comisiilor și alegerea viceprimarului. Deși acolo consider că a fost o greșeală de conducere a liderului local, Nistor Tătar, care a interzis, practic, într-o ședință neoficială să participe vreunul din membrii PSD la candidatura, să spunem așa, la funcție de viceprimar. Motiv pentru care a fost doar o singură propunere la nivel local, în persoana domnului Ciprian Țarevici, iar 4 din 7 consilieri au participat la acel vot. Bun, unul din consilieri nu a participat la votul viceprimarului, dar a participat la comisie. În aceeași ședință de care vă spuneam, neoficială de altfel, cu consilierii locali, din 7 consilieri locali, 4 au votat să mergem la ședință și să votăm viceprimarul. Adică majoritatea a decis în fața celor mai puțini, ceea ce este și un lucru democratic. Se pare că imediat după ședința respectivă, cei 4, inclusiv în persoana mea, am fost sancționați. Și aici vorbim de domnul Adi Jecalo, domnul Ionel Mitrofan, doamna Cristina Irinei, președinta la Organizația de Femei Rădăuți, și eu am fost sancționat. Se pare că rațiunile care au stat la baza excluderii mele au fost duse pe o pistă greșită, pentru că în cadrul ședinței, după ce am fost sancționat pentru o faptă, acum am mai fost sancționat încă o dată pentru acea faptă, și la care s-a mai adus o completare că ar fi și faptul că am votat majorarea impozitelor și taxelor locale. Nu am votat așa ceva, s-am votat indexarea curată a inflației, lucru care se face de altfel în fiecare an. Iar domnul Tătar a făcut un amendament pentru micșorarea lor cu un procent de 3,8%. Fiind locuitor în municipiul Rădăuți, având proprietăți în numele meu, atât cât și a familiei, rude până la gradul 4, așa cum a expus și domnul secretar, crea o situație de conflict de interese dacă votam micșorarea impozitelor, pentru că aveam folase patrimoniale dacă prin acel vot. Motiv pentru care eu nu am votat, dar nu e vorba că nu am votat, adică am votat împotrivă sau m-am abținut, nu am participat la vot pentru a evita crearea unei situații de conflict de interese. Bine, în cadrul ședinței domnul Tătar a
distorsiona puțin succesiunea evenimentelor și modul în care ele s-au realizat și a încercat să propună excluderea mea. Repet, în cadrul ședinței membrii care erau votați în birou politic local, au fost șterși colniuță, deasupra lor au fost scris alții, pentru că s-au gândit, domnule, ăsta e cu ține aripa tânără, îl tăiem și punem altul care să țină cu noi, ceea ce eu am considerat că nu a fost corect absolut deloc.